Doamna Alina Gorghiu a explicat ieri cum se luptă ea cu PSD-știi care fură și mint și cum, într-un final, va câștiga aceste alegeri. Dar mai întâi să înțelegem cum îi vede doamna Gorghiu pe români. Mă n-aruncați cu ceva în televizoare, da? Spuneți unui om sărac: vă triplez salariile de mâine. Și vine Gorghiu, după ce spune asta Dragnea, și spune Gorghiu: dragul meu, sunt dintr-un partid care nu te poate minți. Decât să spun că striplez salariul de 3 ori, că striplez salariul de mâine, eu îți spun așa: tu fiind bugetar, pot să fac în 4 ani de zile o mărire de 30% care e sustenabilă, care înseamnă o creștere economică de 4% pe an, ca să poată suporta bugetul statului. Ce credeți că alege omul ăla? A, gata, doamna, am priceput. Oamenii sunt proști, nu? Dacă le zici: bă, vă dăm bani, imediat pun botul. Că da, e domnul Dragnea mare pescar. Pe deasupra uită repede cetățenii, nu? Pentru că PSD îi păcălește de fiecare dată la fel. Dar dumneavoastră nu-i mințiți pe cetățeni, nu? Dumneavoastră sunteți om serios, aveți coloană, caracter, da, da. Gata, acum ne-am prins cum stau lucrurile. Ne scuzați, doamna Gorghiu, ce să faci, mai? Da, sună gol. Așadar, susțineți că în politica noastră sunt unii care mint și n-ai cum să te bazezi pe ei? Ce chestie! Dar, doamna Gorghiu, să știți că mai au și oamenii dreptate. Nu poți să-i faci dobitoci în față și după aia să le ceri votul. Și mai e ceva ce n-ai voie să faci în politică. Asta. De la regiune la regiune. Și la Iași, vedeți, la Craiova, la Cluj și la Timișoara. Încă o dată, domnule Rareș Bogdan, cât de mare este decalajul între Oltenia și Ardeal, între Ardeal și Moldova, între Muntenia și Moldova. Da, am văzut că spuneți prostia asta de fiecare dată când aveți ocazia. Doamna Gorghiu, vestul țării s-a dezvoltat mai repede pentru că e mai aproape de Ungaria, de Austria. Cu alte cuvinte, mai aproape de autostrăzi, doamnă, mai aproape de infrastructură. Încetați să-i mai împărțiți pe români în categorii de-astea. Unii care, vezi, doamne, stau pe ajutoare sociale în timp ce alții muncesc pentru ei. Este modul cel mai jegos de a pune problema într-o țară pe care voi, politicienii, ați ținut-o înapoiată, intenționat, ca să fie votul foarte ieftin. Altfel, poate că n-ar fi rău ca din când în când să mai pompați ceva carburant între urechi, doamnă. Nu de alta, dar vorbește gura singură. Cărți, încercați așa, cărțile fac minune aici, vă spun. Eu nu mă uit la mesajele PSD-ului, însă eu am obligația să mă uit la fiecare cetățean din România. Eu mă uit la o clasă de mijloc care în momentul ăsta nu există și îmi construiesc mesajul pentru acea clasă de mijloc care are spirit de inițiativă. Doamne, Doamne, ține-mă că ne-ați spart 25 de ani cu clasa asta de mijloc și acum veniți să ne spuneți că nu există. Cum ați descoperit? N-apare la microscop sau cum? Alina Gorghiu are un mare talent, da, găsește de fiecare dată feluri noi de a zice lucrurile greșit, absolut aiurea. Și nu te plictisește spunându-ți aceeași prostie la infinit. Talentată, domne, asta e, ce al ei e pus deoparte. Câsâfân, încă sâfân.